Nu neapărat regulile, modalitățile de a face concursul. Și ce-i cel mai important la concursul ăsta este că e powered by Lidl. Mulțumim din suflet. Gelatelii și Bon Gelati, am mâncat înghețata. Să știți că trebuie să faceți refil acum pe final, că mai avem 6 valize și da, nu prea mai avem înghețățică. Spune-mi și noi așa. Vă rugăm să faceți. La telefonul avem pe Diana din Craiova. Diana! Bună dimineața! Ce faci, scumpete? Sunt foarte, foarte emoționată, deci nu știu cum să reacționez. Îmi vine să țip. Țipă! Hai! 3, 2, 1! Așa? Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, pur și simplu. Lăsați-mă puțin să nu revin. Ok, așteptam, nicio problemă. Ai vreo preferință muzicală sau... Bine, gata, e ok. Gata? Unde ești, Diana? E ok. Acasă cu copii. Ce drăguț! Câți copii ai? Unul dintre copii, ceilalți doi dorm. Ai 3 copii? Da. Să străiască, mulți înainte. Câți ani ai, Diana? Mulțumesc frumos. O să am în fine 23 acum în august. A, ce... Wow. Ești eu într-o lună cu noi. Pe ce dată ești în august? Pe 8. A, ce drăguț. Da, Andrei este pe 6 și eu sunt pe 20. Pe ce sunt? Pe 4. Da, și tot noi este tot cu mine. Wow. Da. Ești young mommy. Da. Diana, să-ți trăiască și hai fi atentă, să-ți purtăm noroc astăzi, da? Da. Zine o valiză, mai ai 6 variante. Deci 6 valize, da? 18, 34, 36, 42, 43 și 46. 18. Bun. 18. Facem. Facem să apară valiza aici. Vine ca prin magie. Valiza, haide. Suntem live și pe TikTok-ul Virgin Radio. Și pe Facebook. Și o să urcăm și pe YouTube. Peste toate, pe toate platformele. Așa. Ei, bună dimineața! Ce faci, puiule? Fii atentă. Ai 3 copii și ai luat valiza 18. S-a întâmplat la 18 ani ceva? Unul dintre copii, nu? Nu? Da, băiețelul, da. Băiețelul, să trăiască. Așa. Mă, mică tânără, avem pentru tine, Diana, în felul următor. 300 de euro în schimbul valizei 18. Cum adică trebuie să... Nu? Banii sau valiza? Bine, rămân, nu mă risc, că nu știu. Am văzut ce au câștigat și alții și eu rămân așa. Mamă, așa. Sigură că nu vrei să jucăm? Deci trebuie să ne zici banii sau valiza. Ai 3 copii? Nu, am 3 copii, tocmai de aia. Păi... Mai bine mă duc cu ei un weekend, ce un undeva. Nu ți ajung, crede-mă. De 300 de euro, nu știu dacă ți ajung. Chiar nu ți ajung. Mi-ajung. Poate în valiză este ceva mai mare. Poate în valiză, da, poate chiar e ceva mai mare. Dar e prima rundă, așa, din start, așa, bă, dar de unde? Și ieri s-a întâmplat la fel, am tras de doamna, nimeni nu vrea să joace, toată lumea bani. Mai bine ziceam 10 euro, mă. Da. Deci, haide, că deja ne-am întristat, ce să mai... Bun, ce? Nu, deci că nu... Bă, sigur nu vrei valiza? Deci, sigur. Oricum, Diana, dar... Joacă-te cu noi, Diana! Dar, Diana, ăsta-i scopul jocului, să te joci cu noi banii sau valiza. Joacă-te cu noi, haide! Sunt supărat, uite ce m-am supărat. Of. Haide, hai, joacă-te, mă, Diana, cu noi, Diana! Ori ne jucăm banii sau valiza, ori nu mai jucăm. Mă... Nu știu de cine să întreb, sunt singură acasă. Hai, mă, Diana, întreabă-ne pe noi, zi! Suntem noi prietenii tăi. Joacă-ne cu noi, am zis o sumă direct aia. Adică fix așa, parcă telefonul sun și iau niște bani. E trist. Vreți să zic mai mult? Nu mă, tu trebuie să spui banii sau valiza. Și ca să te joci trebuie să spui în continuare valiza. Adică e... Bă, bine. Ne oprim așa la prima, Diana, sumă. Ultima întrebare, banii sau valiza? Bani. Bun. Ok. Diana, ne pare rău. Ai luat, de fapt, 300 de euro astăzi la Virgin Radio Breakfast. Hai să vedem ce era în valiză. Întâi. Ce ai ratat în valiză, Diana? Cred că toată lumea... Sunt foarte mulți oameni care scriu pe WhatsApp. Cred că s-au prins cât am tras de tine. Vrem să facem oamenii fericiți la Virgin Radio, dar când ne dau și eu ocazia. Insistăm.
Hai, bine, să vedem ce se află în valiză. Ce ai ratat, Diana? Ai mai multe vouchere? Mai multe. O mini-dronă cu două camere video. O mini-dronă cu două camere video, Diana! Un voucher Lidl de 400 de lei. Un voucher? Și încă un voucher, deci 800 de lei plus mini-dronă. Dar fii atentă, Diana! Nu este despre asta, Diana. Nu este despre ce era în valiză. Este despre suma la care am fi putut noi să ajungem astăzi. După cum știm, fiecare zi putem să ajungem la o sumă diferită. Noi avem o sumă maximă pe care o putem oferi oamenilor. Niciodată nu se știe la cât putem ajunge. Se schimbă în fiecare zi. Oamenii scriu aici, ați vrut să ajutați. Guys, da, ați dat un rând. Sperăm da. Că v-ați prins cu toții. Am insistat foarte mult, Diana. Astăzi am fi mers până la 1000 de euro. Da, am văzut un TikTok de al vostru în care ați făcut așa, dar nu, de emoții m-am blocat pur și simplu. Am insistat, unde erau emoții, am insistat să-i... am insistat foarte mult, să știți, zic motivul, pentru că ne-ai spus că ai trei copii și am zis, hai Diana, te rog eu frumos, că am văzut și eu și Veronica, dar nu ne-ai dat ocazia să facem asta, ne pare rău. Guys, am fi făcut-o pentru oricare dintre voi ce era la telefon. Încercăm de fiecare dată să ajungem la suma maximă. Noi vrem să dăm suma maximă exact. De fiecare dată, că vă dați seama, nu dăm de la noi. Exact. Da. Ok. Mulțumim mult, Diana. Te pupăm. Mulțumesc la fel, la tine. Zi frumoasă, să nu închizi. Mama, ce mă întristează, băi. Da. Băi, deci mă întristează că... Dar știi de ceva? Nu pot să judec oamenii. Da, până la urmă, e oricum un câștig și 300 de euro. E un câștig și 300 de euro, e un câștig foarte bun, dar știi cumva, nu știi ce probleme are fiecare. Și nu-ți dă nimeni 300 de euro de acolo și de asta mă întristez că am ajuns cumva, mulți dintre noi, să ne bucurăm repede la orice, să nu mai vedem long term-ul, orice e bine, dar nu pierdeai nimic. Cred că oricum și ce era în cutie valora mai mult de 300 de euro. Exact. Bun. Vă mulțumim, guys. Asta a fost. Ne întoarcem ora următoare. Mâine, poate dăm mâine mai mulți bani. Sau mai multe chestii în valiză. Oricum, pentru noi e fanul de joc și ne bucurăm foarte tare că și pentru voi e la fel. Și uite câte mesaje avem pe WhatsApp. Wow. Nu știm ce faci sâmbătă, dar...